Uitați ce a spus președintele, îl citez. A declarat acum vreo 3 săptămâni. Haideți să ne amintim cum a apărut această coaliție și cum s-au poziționat unii față de alții, cei care sunt acum împreună. Am avut nu de mult la sfârșitul anului trecut campanie electorală, mă rog. Vă dați seama că astfel de coaliție are nevoie de timp însă să erodeze. Și acum, bună oară, SIJ nu a fost desființată, chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face. Dar ministrul justiției nu a găsit încă calea potrivită, legile justiției, nici nu există un proiect acceptat în coaliție și sunt eu nemulțumit de aceste lucruri și sunt și alte... Cum? E de vină ministrul. De ce domnul președinte nu a avut bărbăția politică să spună UDMR-ul și o parte din PNL se opune de ființării SIJ? Deși domnul ministru Stelian Ion a pus pe masă varianta corectă, agreată de Comitia de la Veneția. Asta ar fi trebuit să spună președintele ca bărbat politic. El a făcut balet. Domnul, așa e. Domnul ministru, domnul deputat, Stelian Ion, ministrul justiției, a declarat, azi încă suntem în 25. Ieri a declarat că o întâlnire cu președintele Iohannis pe tema reformei de justiție este absolut necesară. Și mai spune, citez, n-am avut nicio întâlnire, după ce președintele i-a reproșat, că de-aia am citit și ce a spus președintele. Probabil că în perioada următoare vom avea întâlniri, este absolut necesar din punctul meu de vedere. Am încercat și voi încerca în continuare, a spus Stelian, înaintea coaliției de guvernare de la Palatul Parlamentului. Chestionat dacă a primit un răspuns de la Palatul Cotroceni, ministrul a spus, nu aș vrea să pun gaz pe foc pe un subiect care trebuie rezolvat și eu îmi doresc foarte mult să rezolvăm. El a adăugat pe procedura privind numirile în pachet, nu are niciun feedback, iar pe propunerea legislativă care vizează o nouă procedură, sunt discuții cu colegii din coaliție, care sper să se accelereze. Alegerile astea reprezintă alegerile interne, mă rog, vorbeau la ei. Da. Despre alegerile interne, în orice caz l-am citat întâi pe domnul Stelian, ca să rămân în continuare cu domnul Ungureanu, să mă lăsați mai mult cu domnia sa puțin, fiindcă pleacă repede. Domnul Ungureanu, se întâmplă ceva și la dumneavoastră în USR Plus. A apărut platforma împreună. Ce aveți de spus? Acum, iarăși o să vă răspund poate prea direct și nu creează asta un avantaj neapărat intern în USR Plus. De-aia vă și întreb. Apropo de ce spuneți Stelian Ion, traducerea în limbajul frus este că domnul Iohannis i-a închis ușa domnului Stelian Ion și nu dialoghează pe două teme fundamentale. Desfințarea SIJ și numirea șefilor parchetelor la DNA și DICOT. Deci, lucrurile sunt cât se poate declare aici. Doi, în USR Plus este o competiție politică cruntă. Asta este cât se poate declara, n-are rost să fim ipocriți, ca în orice partid există o luptă pentru putere. Această a treia platformă care s-ar fi creat în USR Plus este de fapt calul troian a domnului Cioloș. Domnul Irineu Dărău și echipa de la Brașov, a celor care se opun echipei Varna, nu sunt de fapt decât acea a treia cale falsă, care de fapt nu înseamnă decât o manevră a domnului Cioloș să intre în turul 2, cu șanse mai mari să-l bată pe domnul Varna. Deci nu există cu adevărat o a treia cale în USR. Competiția se dă între domnul Varna și domnul Cioloș. Ceilalți sunt, dacă vreți, într-un limbaj iepuraș, mai iepuraș. Colorat, iepuraș și calul troian, puteți găsi ce cuvânt îl putem bine, și domnul, mai... Da, domnul Irinel Darău, care, mă rog, va fi al treilea candidat la șefia USR Plus. Corect ce spune polițianul aici, că USR nu mai e format din două partide, din unul singur, care se cheamă USR Plus la un loc. Deci, nu e corect ceea ce spune domnul polițian.
nu e conform cu realitatea. În realitate, PNL, USR cu Plus nu au fuzionat în mod real. Ba da, oficial, oficial a fuzionat inclusiv la... În realitate, nu la... Mă rog, la tribunal, da, este păi, oficial. Vă păi, zic, care e realitatea? Mai oficial decât la tribunal, unde? Eu vă spun, dacă vreți, din interior, care este realitatea. Asta, asta cred. Plus, asta... plus cu USR se concurează, așa cum se concurează PDL cu PNL în actualul PNL. Că să nu spuneți că aripa Câțu nu e susținută de pedeliștii din PNL și domnul Orban e susținut de vechii peneliști. Așa și în USR Plus, deși sunt fuzionați la tribunal, în teritoriu competiția continuă între Plus și USR. Asta e realitatea pe care eu o spun și pe care colegii mei o cosmetizează că așa e în film.